Exodul masiv al investitorilor din afara țării este datorită vouă, pentru că ați sugrumat justiția, pentru că investitorii nu au încredere în justiția de Republica Moldova, exact cum nu au încredere nici în politicienii de Republica Moldova. Stimați cetățeni, desigur că găinile nu scurcani și culoacele nu storbi, știți? Să știți că și cucuile pot veni în capul vostru în cazul unui eșec. Dacă nu ar fi fost pus pe ordine de zi în subiect integrarea în Uniunea Europeană, dar fi fost în Sovietski Soyuz, nu era nicio problemă. Vă place când mergeți pe drumurile făcute din banii europeni? Vă place să intrați, să vă duceți copiii în școlile care sunt făcuți din banii europeni sau din banii românești? Lilian, nu ne plac și drumuri bune care au făcut Plahotniuc, dar nu ne place Plahotniuc însuși. Ți-a plăcut cândva ții personal? Cred. Țin minte încă, da. Voi aveți tupie, încă să mai grizi, băi, bandiților sunteți voi. Voi sunteți niște bandiți clasici, băi, sunteți, băi. Și Maia Sandu, nu ține minte că a fost primit în Piledime, chiar în piața Marii Adunări Naționale. Cum spun suporterii italieni de fotbal, atunci când vorbiți de numele unui fotbalist, da, care cu renume, în cazul dat vorbim de doamna președintele, luați și vă clătiți gura. Кроме мозолей на языке от частого употребления слова «Европа», «евроинтеграция» больше ровным счетом ничего. În data de 20 octombrie este datoria noastră fiecărui cetățean să ne apărăm prezentul și viitorul, să ne apărăm țara și copiii, să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană. Вот скажите, пожалуйста, граждане Республики Молдова, сколько раз с трибуны парламента вы услышали из уст партии ПАС «Слава Молдове»? А я вам скажу, ни разу. Eu știu că voi să votați pentru proiectul ăsta și vă chinuiți atâta. Vă mulțumesc. Cum va fi dacă până pe 24 decembrie doamna președintă este președintă în funcție? În acest caz, cum vom avea în țară două vlasti sau doi președinți? Cum să înțelegem asta? Jos, Maia Sandu! Больше не ошибайтесь, потому что от этого зависит будущее нашей страны. Iarăși, în toată splendoarea, am văzut niște trădători de țară și agenți de influența Kremlinului aici și noi nu vom permite vouă să vă faceți interesele financiare, criminale și politice a Kremlinului. Republica Moldova va ajunge în Uniunea Europeană în frunte cu președinta Maia Sandu. Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova susținut cu votul a 56 de deputați. Vă mulțumesc!